Divizionarea a treia, CS Hunedoara, va întâlni miercuri 22 septembrie de la ora 21 pe teren propriu în 16.000 cupei României, formația de primă ligă FCSB. Începând de astăzi și până în ziua partidei, se vând bilete la meci la caseria ștrandului de lângă stadionul Mihail Klein din Hunedoara, între orele 12 și 19, costul unui bilet fiind de 30 de lei. Din cauza situației epidemiologice, vor avea acces pe stadion doar persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cele care prezintă certificatul unui test antigen negativ numai vechi de 24 de ore sau test PCR numai vechi de 72 de ore, precum și persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2. Până atunci, însă, hunedorenii își continuă parcursul fără greșeală din seria a 9-a, având punctaj maxim după 3 etape. În runda anterioară, CS Hunedoara a învins acasă cu 2-0 pe Sănătate Cluj și speră într-o altă evoluție bună sâmbătă de la ora 17, când va juca pe terenul ultimei clasate, Unirea Alba Iulia. Nu pot să zic că a fost chiar cu emoții, pentru că am început jocul foarte bine, cu 3-4 nu situații, ocazii de gol. S-a echilibrat, era și normal, am jucat 130 de minute, nu 120 de minute, că tocmai ne-a venit instatul și m-am uitat, 129 de minute au jucat băieții și ați văzut că nici n-am avut, nici nu prea am dorit să fac schimbări, pentru că am intrat cam greu în joc și căldura, nu e ușor să joci la două zile, practic n-am pregătit nimic. Am întâlnit o echipă bine organizată de când a venit George Florescu, i-a preluat de o săptămână, se vede un pic o organizare, ne-a urmărit la meciul de la Turda, dar mă bucură de rezultatul. Pentru etapa următoare avem o săptămână, în sfârșit avem o săptămână să refacem băieții și vom arăta, cum v-am spus și v-am promis, vom arăta de la săptămână la săptămână mult mai bine. În seria a 7-a lider, tot cu punctaj maxim, este o altă echipă hunedoreană, CSM Deva. Devenii au învins runda trecută în deplasare cu 2-0 în Gorj, la Gilortul Târgu Cărbunești, dar în etapa a 4-a vor juca la Orăștie, vineri, de la ora 17, cu CSM Reșița. Formația din Caraș este văzută drept principală favorită la câștigarea seriei, are punctaj maxim, dar golaveraj mai slab ca Deva, iar etapa trecută a câștigat cu 2-0 la Jiul Petroșani. Echipa din Vale, a 7-a în ierarhie și care are un singur punct, va evolua vineri de la ora 17 la Viitorul 2 Târgu Jiu. Ultima clasată, gorjenii fiind defavorizați de golaveraj. Cea de-a treia echipă hunedoreană din serie, Aurul Brad, va juca sâmbătă de la ora 17 în deplasare în Caraș Severin la Voința Lupac, care este pe locul 6 cu 4 puncte. Brădenii au pierdut runda anterioară acasă cu 3-1 de la Progresul Ezeriș, tot din Caraș, și cu un singur punct sunt pe locul 8 din 10.